Gata. Gata. Dăm drumul? Dăm drumul, gata. Bună seara. Din nou, bună seara. A treia încercare cu noroc. Bună seara. Bună seara și bine ai venit la câțiva pași de casă. Da. Unde ne întâlnim pentru... Mă bucur că te revăd. Și eu mă bucur. Tot la câțiva pași de casă, mă bucur că ne revedem la fosta cantina orașului Bicaz, actualmente restaurantul Piatra Corbului, condusă de niște oameni super fain, prietenii mei. Poți să vorbi, te rog, puțin mai tare? Da, mai. Răceala din mine. Așa. Ești lucid? Am fost mai rău, dar nu mă arăt. Mască. Nu, fără. E chiar o gripă, culmea, chiar am fost cu gripă, deci chiar culmea. Da, ți-a trecut, da? Da, gata, suntem pe... Nu mă duc acasă la soție. Nu, chiar suntem pe tratamente buni. Da? Okay. Clar, așa. A trecut pandemia, ne permite. Gabriel Năfăreanu, da, bună seara la podcastul nostru. Da. Bună seara! De fapt, Asociația Oamenilor Simpli, pentru că, din păcate, colegile mele n-au putut să ajungă, din motive personale și le înțelegem, lesne de înțeles, suntem aici datorită Bicazului nostru și mulțumim foarte frumos pentru că Bicazul nostru, prin ajutorul domnului Botezatu, implicit au ales să spună, să facă de altfel, cine să fie oamenii anului 2021 și mulțumesc încă o dată, mulțumim noi foarte mult pentru că oamenii au ales ca oamenii anului 2021 să fie Asociația Oamenilor Simpli, ceea ce eu mulțumesc, mă înclin cu respect. Gabi, nu domnul Botez, nu că vreau să te corectez, dar vreau să clarific că oamenii au ales asta, domnul Botezat a fost cel care a promovat, da, am încurcat în cuvinte, a promovat asta și oamenii au ales, clar. Și oamenii care te cunosc, oamenii care sunt din oraș, de fapt comunitatea orașului Bicaz. Comunitatea orașului Bicaz, da, da. Mă bucur tare mult că ești aici la, să zicem, cum se cheamă, Ora Transparenței. Ora Transparenței, da, chiar o urmăresc cu interes și chiar eu, culmea, fac acum Ora Transparenței cu tine, ceea ce... Nu cu mine. Să zicem, facem împreună pentru oamenii din oraș. Eu exact. Am fost desemnat să fiu cel care fac aceste întâlniri. De data asta e fizică și e înregistrată. Suntem în 7 aprilie 2022, așa cum a spus Gabi, la fosta cantină orașului Bicaz, care a rămas în continuare un restaurant, și suntem la ora 7:20 seara. Da. După ce Gabi a muncit, după ce eu am venit de la București și deci... mă bucur tare mult că ești aici. Am câteva întrebări pentru tine. Te rog. Aș vrea să ne povestești așa despre tine și despre voi ca asociație. Care e istoria Asociației Oamenilor Simpli? Asociația Oamenilor Simpli nu are o istorie mare ca orașul Bicaz. Are o istorie simplă, formată din 3 oameni simpli, 3 oameni cu probleme și cu bucurii, cu defecte și calități. Eu, Carmen și cu Crina. N-ar avea o relevanță să spun numele de familie, pentru că voi le știți pe fetele din asociații. Ele și cu mine reprezentăm practic tot ce ar fi nevoie să nu fie în orașul Bicaz. Tot ce ar fi să nu vedem că ar trebui să existe. Și promovăm pe cei cu probleme care la rândul voi îi ajutați, că voi sunteți de altfel mesagerii faptelor bune pe care le vedeți prin toate postările noastre. Are o istorie simplă. Visul meu și implicit al colegilor mele de a pune urne pentru copiii bolnavi de cancer. Legal. Pentru că noi ca persoane fizice nu aveam voie să punem astfel de urne. Luptând în trecutul nostru cu astfel de cazuri pentru copiii bolnavi de cancer, din păcate au ajuns la ceruri sau poate, nu știu, să spunem că din fericire. Durerea lor nu mai există pe pământul ăsta. E bucuria lor în ceruri. Ei actualmente sunt îngeri. Vorbim de Prințesa Cavaler, vorbim de Justinian, pe care noi am pus urne în orașul Bicaz. Așa am format noi asociația. Pe cât timp? Nu. Facem un an. Hai să nu ne legăm de... Suntem un an. Hai să nu ne legăm de data oficială a asociației cu acte. Hai să ne gândim un pic de când ați început voi activitățile. 4 ani. De când am venit din Marea Britanie, unde am fost babysitter, iar lumea știe, așa, am venit în România, am făcut o postare pe Facebook că vroiam să facem o faptă bună, că vroiam să fac ceva în orașul Bicaz.
Și că merg la un orfelinat de copii și lumea a donat foarte multe jucării, enorm de multe jucării. Așa am cunoscut-o pe Carmen, care mi-a venit cu jucării și hăinuți și mi-a spus: Gabriel, îmi dai voie să te ajut în tot proiectul acesta, că eu am mai făcut în trecutul meu. Și așa am pornit-o noi doi, umăr la umăr, de sub zero, deci credinii sub zero. Sub zero însemnând că într-un oraș gri în care lumea vorbea de facturi și de multi probleme în care nu se mișca nimic, că ăsta e adevărul, un oraș ubicat, din păcate, încă nu se prea mișcă lucrurile, așa, am pornit de la zero, de la sub zero, însemnând că nu aveam bani, nu aveam alimente, nu aveam nimic, nimic, absolut nimic. Noi doi și atât. Aveați ceva puternic. Voință multă, enorm de multă voință, pentru că eu mă încarc pozitiv cu voință de la fetele mele, cum le spun, și ele cred că de la mine, nu știu. Le respect și le iubesc oricum foarte mult, ele știu lucrul ăsta. Suntem ca o familie, trei frați, trei frați. Dar asta, din păcate, deși stabilisem să ne vedem toți patru, ultima 100 de metri au apărut niște probleme la fetele lui, colegilor lui din asociație. Și nu putem fi toți patru aici, dar reprezentantul și persoana pe care o vedeți cel mai expusă public, ca să zic așa, Gabi, care, pentru că probabil și pentru faptul că e necăsătorit, probabil și pentru faptul că e ospătar și are foarte mult timp liber la dispoziție. Da. Apropo, cum îți petreci o zi din viața ta liberă? Liberă viața ta, Gabriel Năfăreanu, fără asociație. Eu fără asociații liber stau. Lenevesc. Nu șterg nici praful acasă, vă știți? Chiar nu șterg nici praful acasă. Nu fac nimic. Sunt un puturos acasă. De ce? Dar cât Pentru stai? puțin. Câteva ore. Adică stau... Mama îmi face și cafeaua dimineață. Sunt un norocos. Ești răsfățat. Da, sunt Să răsfățat, rămână sunt pentru mine. alintat. Da, o iubesc și crede-mă, mama, o să te uiți și iartă-mă pentru că nu fac nici patul de multe ori. Așa, și plec. Îmi sună telefonul și am plecat. Mă sună Carmen, hai că mergem cu tare loc sau un Nixulescu loc, o luăm pe Crina, care, credeți-mă, îți spun, cel mai bun șofer din Europa este ea. Ți-o spun cu mâna pe inimă. Mă, în junglă, dacă te afli în Amazon, cu asta nu te rătăcești. Deci cel mai bun șofer este cel în mai bun șofer. Europa Noi... este o femeie. Da, Crina. Noi avem în asociație lucrurile foarte bine puse la puncte, deci nu ne încălcăm în primul rând prioritățile casnice, nu depășim niște conduite, nici eu, nici Carmen, nici Crina. Carmen se ocupă pe partea ei foarte bine de acte, deci ea e președintele. În asociație, acum știi și tu, că sunt aceste onorificii, funcții, președinte, vicepreședinte, noi suntem simpli oameni și atât. Dar ea se ocupă foarte bine de acte. Eu de această mass media, să spunem, de prezentarea anumitor probleme ale societății, iar Crino, după cum am spus mai înainte, este un bun șofer. Este extraordinar bun șofer, pentru că noi ne rătăcim și într-o parcare goală eu cu Carmen. Clar, deci nu suntem buni de așa ceva deloc. Ești foarte simpatic așa. Eu știam asta, dar îmi place foarte mult că chiar și acum în fața unei camere, chiar dacă înregistrăm, nu e live, ești foarte dezinvolt Da. și vesel și pozitiv. Așa sunt eu mereu. Și la muncă la fel. La muncă la fel sunt în viața de zi cu zi. Dar voi știți lucrul ăsta. Deci, Bun, te îmi pun o rog. întrebare care nu mi-am notat-o, dar vine acum. Cum ai putea să faci, sau să ne gândim, sau cerem opinia oamenilor din oraș, cum am putea face ca optimismul, zâmbetul, veselia, bunătatea asta să fie așa împrăștiată ca un praf de zână măsăluță peste orașul de casă? Băi, ce mi-ar place lucrul ăsta. Doamne, deci este unul din visurile pe care eu, oricum îl voi îndeplini. Eu cred că există soluții. Eu cred că Da. există soluții ca să mă lipsim. Asta nu spun pentru mâine, pentru poimâine. Dar pe termen lung, dacă ne punem un țel de, nu știu, 5 ani, 10 ani, să vedem cum oamenii în oraș pot fi mai fericiți, mai Tare mi-aș dori zâmbitori. lucrul ăsta, crede-mă. Atât de mult mi-aș dori să văd orașul ubicat, orășenii noștri dragi, oamenii din oraș, oamenii simpli din oraș, că sunt cu adevărat fericiți, fără să-i văd că au probleme, pentru că, într-adevăr, suntem o comunitate mică, dar care, din păcate, a trăit într-un
negură a timpului și s-a pus praful pe ei ca la fabrica de ciment. Știi, praful ăla de la fabrică care era odată s-a pus peste oameni, peste problemele lor și încercăm să-l ștergem și noi ca oameni și voi ca asociație de cazul nostru, ca bicazul nostru, care de altfel promovează tot ce e simpatic și drăguț în zona noastră și să, dacă nu suntem noi uniți între noi și să, că suntem ceva nou pe piață după foarte mulți ani de gri, eu consider că dacă nu am fi uniți, n-am putea să ajungem unde suntem acum, probabil mai am prăduș între idei. Așa. Se poate face să fiți fericiți, pentru că eu sunt dovada bine că s-a putut, dintr-un om care am fost în trecutul meu cu problemele care le-am avut și care le-am menționat. Probleme cu alcoolul, de personalitate, de om de zi cu zi, consider că se poate. M-am lăsat de fumat, am 6 ani aproape, m-am lăsat de alcool, am peste 8 ani. Asta nu înseamnă că nu beau un pahar bun de vin. N-am știut lucrul ăsta. Ba da, am recunoscut lucrul ăsta public și mi-am asumat lucrul acesta public. Și asta e o chestie pe care mi-aș dori să... Să ne asumăm problemele din viață și să spunem cu adevărat când greșim sau când nu greșim. Eu știu când greșesc. Să nu mai judecăm oamenii. O, obligatoriu, da. Să fim... Am rugămintea la cei care se uită la acest video. Să nu comentați cu răutăți. Puteți. Rugăminte. Încercați să faceți orice comentariu la postare, astfel încât să nu existe atingere către o persoană sau cineva la un sens negativ. Adică hai să nu zicem, ăla e rău, ăla e nu știu cum. Haideți să vedem să găsim soluții. Ce exact. Soluții crezi că... Uite, gândește-te acum la care crezi că ar putea fi 3 soluții de implementat în viitor, ca în următorii 5 ani să vedem un pic oamenii diferiți. Bine, scuză-mă că te rog. Îi vom vedea diferiți, pentru că pe unii nu îi vom mai vedea, din păcate, pentru că media oamenilor în etate este mare și vă vedea pe cei care vin din tinerețe și înaintează în vârstă. Aici va fi o schimbare, dar eu mi-aș dori ca aia care vin și poate ca aia care astăzi nu zâmbesc, peste 5 ani, 10 ani, să-i vedem cu zâmbetul pe buze. Să fim mai toleranți. Eu vă dau un exemplu din cadrul asociației noastre. Merg cu Carmen pe drum, de multe ori. Oamenii care cerșesc și-i vedem mulți, din păcate, sunt mulți în bicaz. Ba în față la Silky Market, ba în față la Teodan, ba în centrul orașului, ba la biserică. Pe noi ne văd ca prietenii lor. Carmen pe o parte îi zâmbește, eu pe o parte. Femeia care pune taxi la bilet, am mai spus-o, în centrul orașului, tot iubirea mea este ca și doamna de la primărie. Doamna secretară sau asistentul social de la primărie, tot iubirea mea este. Deci eu nu văd diferența. Să fii mai toleranți. Deci toleranță. Toleranța pornește din inima voastră, din sufletul vostru, din felul vostru de a fi. Și dacă voi sunteți mai toleranți cu voi înșivă, atunci clar nu mai judecați pe nimeni. Nu trebuie să judecăm că ăla e mai sărac, că ăla e mai bogat, că ăla e negru, că e alb, că e ortodox sau e altă religie. Și nu mai vorbim de alte etnii. Pentru că în comunitatea noastră, din păcate, au existat și judecăți și aceste preconcepții. Că, a, nu vorbesc cu tine, că tu ești mai jos ca mine. Nu e adevărat. Prin prisma meseriei am învățat să servesc și oameni bogați și oameni cu foarte mulți bani. Apropo de asta, să veniți acolo la noi, acolo unde stăm, că e frumos, oricum, și cum e complexul în care lucrez. Unde stăm? La complex, la Adora. Acolo stai? Mai mult acolo stau, am și în timpul liber, când mă duc tot pe acolo. Domnul Ionica Marie, nu știu ce faceți, domnule, dar aveți angajați care preferă să stea mai mult acolo. Am zis că n-avem nicio problemă să facem reclamă și să promovăm oamenii care aduc un plus de valoare în orașul ăsta. Toți cei care au business-uri, toți cei care plătesc taxe în oraș, toți cei care au angajați din oraș, toți cei care cresc animale, cresc legume, le vând, își sacrifică timpul și viața pentru a aduce un plus. Chiar dacă au și un beneficiu de pe urmă asta. E firesc să se întâmple lucrul ăsta. Dar normal. Beneficiul lui Gabriel principal este satisfacția pe care o are, care nu poate fi măsurată. Nu există, da, nu există. Nu numai a mea, așa, colegilor mei sau... Mă uit și când servesc. Meseria mea, voi știți, e barman ospătar. Lucrez de vreo 20 de ani. Lucrez cu oamenii. Și gândiți-vă că am întâlnit fel de fel de oameni. Dacă n-ai ști să vorbești cu ei și nu te-ai bucura că îi vezi în grădina ta acolo, de a domnul Ionic, la Oana,
la Nur, la toți cei care sunt acolo, practic în grădina noastră de acolo, noi primim oamenii. De-aia și făcut căsuțele alea cu campovești, florile alea, picturile care spipereți, grafitele respectiv, restaurantul, recepția, totul e frumos și îmi place. De ce spun asta? Nu că ridic patroni în slăb, că sunt oameni muncitori. Pentru că îmi place să văd oameni muncitori în zonă și nu numai pe ei. De exemplu, avem copii care au deschis afaceri noi în Bicaz. Băiețelul cu cafeneaua, Liviu, care e prietenul meu. Păi, m-am întâlnit cu el chiar aici, la locația asta, și o poveste foarte interesantă. Avea niște șosete foarte colorate, noi așa nu ne-am cunoscut, și m-au atras șosete și l-am oprit pe stradă. Hei, ești super cool, că ești altfel ca restul din jurul nostru. Și mi-a povestit că vrea să-și deschidă o cafeneaua, a deschis cafeneaua, i-am donat de acasă vreo 50 de magneți de frigider să-i pună pe pereți, vă duceți acolo și vedeți, plus acele discuri de vinil. El are acolo și vă duceți să serviți o cafea super faină, muzică super faină, deci... Ce faci mâine dimineață? Mâine dimineață îmi beau cafeaua făcută din mama și plec la muncă. La ce oră? La ora 11 trebuie să fiu la muncă. Bun, te invit de acum, ca mâine dimineață. Da. Bem o cafea acolo. S-a făcut, gata. Tragem un cadru și acolo. Serios, s-a făcut. E foarte frumos acolo la Liviu. Liviu, deci deschizi cafeneaua la 10:30, te sun, vezi că te sun. Așa. E băiețelul celălalt care a deschis o frizerie, Barbershop. A locuit în Anglia. Păi are 20 ceva de ani. El, în loc să stea într-un bar, să bea bani ce i-a făcut în Anglia. Sunt proaspete. Sunt acum recent deschisi. Și promovez că mi-s dragi copiii ăștia. Adică eu înțeleg că pandemia a făcut ca unii oameni să se întoarcă acasă. Ceea ce e un lucru foarte frumos, da? Eu discutam cu colegii mei, ai noștri, din asociație, care sunt plecați afară și am spus că mi-aș dori să se întoarcă toți odată. Ar fi greu un an. Da. După un an ar fi un boom fantastic. Păcat că ne e greu să schimbăm ceva. Ne e foarte greu. Primul pas e greu. Primul pas e greu. Și mie mi-a fost greu. Și mie mi-a fost greu. Eu nu-mi pun problema să mă întorc în țară, că sunt locuiesc în țară, trăiesc în țară. Și nici nu pun problema să mă mut la Bicaz. Însă pentru cei care sunt în afara țării, dacă s-ar întoarce în țară, nu neapărat în Bicaz, dar în țară. În țară, da. Ar fi un boom, adică vorbesc la nivel nu de ora, să nu se înțeleagă. Vorbeam cu ei că dacă s-ar întoarce toți cei care sunt plecați, nu toți, 30%. Am schimbat puțin totul din jurul nostru, da. Fenomenal. Da. Un an de zile ar exista o schimbare de mentalitate și ar forța pe cei care sunt aici și lucrează să învețe, să lucreze diferit, cei care nu au fost afară. Și sunt convins că s-ar schimba lucrurile. Enorm de mult. Mai ales în zona noastră care noi, voi știți de altfel și o mai spun și încă o dată. Noi stăm pe o mină de aur, noi stăm pe un bulgăre de aur. Gândiți-vă, ne-a zestrat Dumnezeu cu niște locuri de vis, totul iarăși pornește de la noi. Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă. Avem Lacul Roșu, da? Cu cheile Bicazului, cunoscut peste tot. Avem barajul nostru, Marea dintre Munți. Avem digul, barajul, avem port cu terasă plutitoare, poate cea mai mare din țară. Avem complex Adora, picturi, căsuții, treburi. Avem oameni noi care s-au întors și au deschis un business. Avem o biserică pe izvorul muntelui care este monument istoric. Oh, păi dar nu mai vorbim de monumente. Octavian, gândește-te, primăria însuși este un monument istoric. Din păcate, acum, asta e să mă ierte toți cei care o spun, este o ruină. Gândiți-vă că a fost domeniul regal. Nu de ce să te ierte, pentru că tu spui o realitate. O realitate, din păcate, tristă. Treptele alea din spate și pe acea terasă din spatele a primăriei a stat Regina Maria. Voi știți toți cine a fost Regina Maria sau Regele Ferdin. Datorită lor, noi avem o Românie modernă. Așa. Muzeul, fostul muzeu, fostul teatru. Deci putem face niște lucruri absolut magnifice în orășelul ăsta al nostru, că avem posibilitate și de ce nu putem face, tot datorită vouă. Voi sunteți puterea, nu știu noi, noi o spunem, dar voi sunteți puterea. Voi, datorită vouă, se poate schimba toate treburile astea. Cred că noi am fost cei care am hotărât să facem un pas diferit față de ceilalți. Să arătăm oamenilor, de fapt, că se poate face. Da, exact. Da. Multă lume m-a judecat. Da. Și multă lume mă judecă. Da. Și știu asta. Și n-am o problemă cu asta. Nici eu. Poate că asta ne face asemănători. Poate că asta ne face să fim la aceeași masă astăzi și poate că asta ne-a făcut să avem avântul și să facem câte o asociație.
că am făcut-o separat, n-are nicio importanță. Important e că discutăm, am lucrat la proiecte împreună, lucrăm la proiecte împreună și ne dorim să facem lucruri frumoase care să schimbe fața orașului. Și așa cum am zis, noi nu ne propunem lucruri pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Întotdeauna exact. Ne propunem lucruri pentru o perioadă lungă de timp. Acum, mai am o întrebare. Te rog. Gabi, cum ați reușit să deveniți oamenii anului 2021 la acel sondaj făcut de noi? Noi considerăm că cei care ne-au votat sunt prietenii și voluntarii noștri. Eu am mai spus-o, Carmen, am mai spus-o, Crina pe lângă noi. Voluntarii sunt vreo 2.000-3.000 de persoane. Cei care ajută de altfel. Și nu ne ajută pe noi, ajută pe cei defavorizați, oameni cu probleme, oameni care n-au ce mânca, bătrâni care n-au ce mânca. Vorbim de bătrâni care au o pensie foarte modică și aici să intrăm în alte discuții, dar să revin la întrebarea care ne-ai adresat-o, că am spus că vorbesc în numele asociației. Încrederea, probabil, transparența noastră, pentru că tu dacă îmi dai mie o pâine, eu o duc celui nevoiaș, pentru că eu pot să-mi o permis să-mi o cumpăr. Carmen, la fel. Crina, la fel. De aia, încă o dată, noi mulțumim înzecit celor care ne-au votat. Mulțumim noi foarte mult oamenilor care au încredere în noi și în puterea noastră, pentru că puterea o luăm de multe ori de la ei. Fie vorba între noi, de multe ori am spus că, băi, băga-mi și picioarele, gata, la revedere, punct, stop, mă închid în casă și o lenevesc. Și nu mai fac nimic. Mă duc la muncă și atât. Dar nu pot. Asta e vorba de lenea aia pe care... De lenea, da. Acasă câteva ore pe săptămână. Exact. Când ne dorim să ne odihnim, dar uite că nu putem, pregătim proiecte frumoase, vrem să facem spectacole, vrem să ajutăm bătrânii, din multe ori este foarte greu. Uite, începem acum cu perioada de Paște și știm că este foarte greu financiar pentru toți. Dar eu vă pun în ipostaza aia, tanti Maria aia care are o pensie de 600 de lei, sau cum spune, 6 milioane, că nu vorbește în lei, că nu știi, 6 milioane de lei și are de luat pastile de 2 milioane de lei și mai are de plătit lumină de încă 1,5 milioane, că din păcate facturile au crescut. Ce poate să pună pe masa de Paște? 2 euro și 2 felii de cozonac primite la părinte la biserică? Și înghite în sec că nu mănâncă o bucată de friptură? Noi venim cu ideea asta că datorită vouă putem să-l dăm mâncarea aia frumoasă de Paște, lumina de Paște care o dați voi de altfel. Noi ducem fapta voastră bună acestor oameni defavorizați, care nu sunt puține, sunt zeci de bătrâni. Am fost în zona cea Hlăului cu preotul de acolo, părintele Costel, care e un munte de omenie, și bineții. La bătrâni care ne-au întâmpinat cu plăcinte. Îți jur, aveau 6 plăcinte, 3 mi le-au dat, ni le-au dat nouă și 3 și le-a păstrat ea. Cine mai face în ziua de azi omenii de genul acesta? Nimeni. Eram cu prietenul nostru Bogdan Arteleanu și cu fetele. Și Bogdan a spus așa, n-am să uit vorba asta când ne-am despărțit. Și a spus o vorbă înțeleaptă, o vorbă care mie mi-a intrat. Pentru mine vorbele și lucrurile simple, eu le iau lecții de viață și o să-ți mai povestesc câteva lecții de viață. Gabi, unii m-ați dus voi pe mine prin toate dealurile alea, toată averea din lume pe care pot să o am, eu aș dau aici la oamenii ăștia. Atât de frumoși sunt oamenii ăștia. Avea o bătrânică, Carmen poate să-ți povestească, că e foarte credincioasă, Carmen e pe partea asta la altă, un creștin model, un creștin cu coloană vertebrală, eu sunt mai aiurit, dar ea e chiar pionul ăla, ea nimeni țin în frâu pe mine și pe Crina, că noi suntem copiii ei, înțelegi? Ea e mama noastră și noi suntem copiii ei. Și ele sunt fetele tale. Și ele sunt fetele mele, deci voi tu probabil înțelegi și acolo la noi. Ei, și... Important e să înțeleagă lumea, nu eu. Oamenii nu știu că suntem cum suntem, deci cum sunt cu tine, sunt și pe drum, nu te gândi. Foarte și fetele mele la fel. Și avea un perete plin de icoane. Cine? Acea bătrânică care... Unde am fost noi, da. Și sunt niște lecții de viață, de exemplu, pe Izvorul Alb, o bătrânică ne-a întâmpinat cu lumânarea aprinsă. Deci, tanti Maria, pur și simplu a deschis ușa și avea lumânarea aprinsă că noi am dus merinde. Eram cu preotul de la Izvorul Alb, părintele Aurel Florea, care iarăși un minunat. Eu mă emoționez repede și da? Nu vreau să... Of,
e greu cu emoțiile, să știi că eu m-am încălit cu ele, m-am... Multă lume nu mă știu. Am să te... Apropiații mă știu. Ai să mergi într-o zi cu noi la niște familii de genul acesta să vezi cât de frumoși sunt. Probabil în vară. Cu dragă inimă. Deci noi mergem în vară oricum peste tot, clar. Dar gândește-te... Câte familii sunt atât de greu încercate? Hai să zicem în orașul Bicanț, că n-aș vrea să ne ducem în zona satelor și comunelor din jurul orașului. Cele care aparțin de Bicanț și în orașul Bicanț. Ai idee? Ca un număr? Nu știu un număr exact. Nu exact. Sunt familii de cu copii care au anumite probleme financiare, sunt bătrânii noștri care au problemele care le au ei. Ajutăm și pe cei din Bicaz, din orașul Bicaz, dar în orașul Bicaz oamenii au într-o oarecare măsură, să zicem, alimentele necesare. Eu vorbesc de oamenii din zona din munte, Ceahlău, Izvorul Alb, Secu, Potoci, Bicaz, Cake. Noi mergem pe toate zonele astea, de la Dămuc până spre Dochea, de exemplu. Da, am fost greu, tare greu. Drumurile sunt infernale. Am văzut niște fotografii postate. Deci infernale, drumurile sunt îngrozitoare. Deci de către cineva. Dragi, haideți să facem așa un apel. Sunt convins că o să fie curioși anumiți oameni din administrație. Faceți ceva pentru oamenii. E păcat să vă spună în diferite moduri că le e foarte greu și plătesc aceleași taxe. Țineți cont de strigătul lor. Știu că e un disconfort pentru voi, dar credeți-mă că merită. Merită pentru ceea ce faceți în primul rând voi pentru voi, să vă demonstrați că se poate, și după aia lor. E îngrozitor că nu poți ajunge nici măcar cu ambulanță. Să știi, nu știu dacă domnii de acolo au fost, probabil. Multă lume a fost acolo, dar să te oprești să vezi Ceahlău și să vezi lacul, să vezi dealurile alea și să vezi bătrânii care te întâmpină cu lumânări. Deci eu văd lucrurile astea foarte frumoase, lucrurile astea simple le văd. Am fost acum un an și, deci nu de Crăciunul ăsta, la Crăciunul din 2020. Vai, știți am ce... Am fost acolo cu Daniel Geană, am fost și am dus copiilor de acolo cadouri. Ce frumos! Am văzut ce era acolo. Deci, și era înghețat, că era o vreme în care... Puteai să mai mergi cu o mașină, vă dați seama când plouă, când... Noi, de fapt, nici nu avem treabă cu o politică sau ceva, noi tragem doar un semnal de alarmă că se poate face ceva acolo și probabil, nu știu, nu se vrea, nu există, dar de ce în altă parte se poate face și acolo tocmai nu, că acolo problema e de ani. Da, nu, dar... Eu am făcut un apel să țină cont. Fac și eu un apel cum au făcut alții. Păcat că e o zonă superbă, e o zonă pentru sufletul meu. Am ajuns într-o zonă în care mai am... Vreau să ne povestești cum vezi tu situația din oraș astăzi, în contextul actual și dacă poți să te gândești și raportată la perioada de acum 4 ani de zile când ai început să faci voluntariatul ăsta. Lumea nu mai este cum a fost ieri. Lumea s-a mai... dat după modernism, lumea a devenit probabil puțin mai vesel. Nu știu cât am contribuit noi ca asociații la zâmbetul ăla lor, nu știu, hai să nu ne arugăm că am dat zâmbet în dreapta și în stânga. Puterea tot în oamenii din jurul nostru aparține, în oamenilor simpli de altfel. Se poate schimba, ușor, este foarte greu, dar ușor se schimbă. Sunt oameni care judecă, dar nu-i băgăm noi pe ăștia în seamă, ăștia care judecă, hai că... Ei doar judecă și atât. Dar... Apropo, celor care judecați, să știți că cel mai bun mod de a vă exprima acest lucru este prin a face ceva. Exact. Și ce puteți face? Să mergeți la judecătorie. Da. Să țin judecățile. Corect. Judecătorie. Că acolo există judecători. Să duc acolo, să învețe, să ia lecții, nu știu, să stea de vorbă, să facă eventual niște plângeri acolo dacă ceva nu le convine. Nu? Ce să facem? Eu văd că oamenii se pot schimba. Nu știu, nu, ei, oamenii se pot schimba. Oamenii țin la noi. Oamenii, mare parte din ei, eu consider că ei ne văd pe noi ca niște exemple. Nu, eu le spun de multe ori, exemplele sunt ei. Când noi vedem pe ei ca exemple și că vedem că se pot schimba. Deci se întâmplă, hei, vezi că v-am pus acolo în asociații, mergem acolo la voi la asociații, vă dăm niște hăinuțe sau niște mâncare, dar unii pot să dau și eu niște biscuiți. Știi ce mă bucur când mă opresc cu oamenii pe stradă
sau ne opresc pe stradă și ne spun lucrurile astea. Și de multe ori mergem noi, noi am și învățat acești oameni, mergem noi, băi, hai că-ți iau eu hainele de acasă, sau îmi spun, Gabriel, am mobile, sau am produsele alea, noi le acceptăm. Sunt și treburi care îmi pun mințile în cap cu haine. Adică sunt oameni care aduc haine deteriorate, haine rupte, haine murdare. Carmen, știi cel mai bine lucrul ăsta. Da, și am vrut de multe ori să spunem lucrul ăsta. Fraților, dacă dați o haină, dați-o cu o poartă cineva. Voi ați îmbrăca hainele alea din saci, ăia? Nu cred. Mai bine dați. Carmen știe foarte bine lucrurile astea. Bine, și noi știm foarte bine lucrurile astea. De multe ori noi am avut un bun simț, n-am spus cu ocazia asta. E o realitate. E o realitate, din păcate. Poate că unii o să ne judece, poate o să zică de mine, de tine. Nu contează. A, nu am eu treabă, poate să spun. Pe noi interesează cei care vor să ajute. Da, atât. Cum pot să ajute? Puteți să ajutați donând. Puteți să-l sunați la telefon, să-i scrieți pe Facebook, să-i scrieți pe WhatsApp. Oricum răspund. Lui, Lucrina, Lucarmen, nouă, oricui. Nu e nicio problemă. Aveți, noi vă direcționăm către el dacă vreți să faceți donații. Noi cu asociația noastră avem niște direcții pe care le vreți să le facem pe partea asta de dezvoltare a orașului. Avem câteva proiecte depuse și sperăm să... Ultimul proiect a fost depus astăzi, sperăm cu succes. Vă susțin, bravo. Să dea Dumnezeu să fie ok. Avem și la primărie, facem apel acum și la primar, viceprimar și toți ceilalți. Dați-le drumul și dați-ne concursul de a vă demonstra că putem face ceva în oraș. Nu avem nimic cu nimeni. Există întotdeauna clinciuri și momente în care poate că vă suntem antipatici, poate că considerați anumite lucruri sau și voi, unii dintre voi, ne sunteți antipatici, că prin lucrurile pe care le faceți, asta e firea umană. Nu putem să ascundem faptul că suntem oameni până la urmă. Obligatoriu. Și toți putem greși. Și voi și noi. Dar haideți să facem ceva. Pentru că ceea ce am putea face sau ceea ce vom face va rămâne în spatele nostru și aia te umple de bucurie. Mai ales că cei din administrație sunt remunerați pentru asta. Din banii noștri, știu. Nu? Da, și din banii noștri. N-am vrut să spun asta. Adică nu vreau să dau atingere. Da, sunt plătiți din banii oamenilor, nu din banii lor. Din banii lor. Eu la orașul Bicaz prea puțin contribui. Poate să cumpere câteva topuri de hârtie. Eu. Tu probabil mai mult, sunt convins. Eu sunt fer convins, eu merg pe premiza optimismului că suntem atât de frumoși noi în comunitatea noastră. Bă, gândiți-vă la comunitățile din Elveția, din Austria. Sunt orășele mici, eu am stat în Anglia 2 ani de zile și am fost în comunități în care ieșeau oamenii la portă și își vindeau produsii din casă, din mâna a doua, o cană, o ceașcă, un ibric, eu am acasă lucrurile astea și Liviu, băiatul cu frizerie, de care tocmai ți-am spus, are un ceainic primit de mine din Anglia, care l-am dăruit lui. Le vindeau pentru proiecte umanitare. Atunci mi-am dat eu seama, bă, putem face lucrul ăsta. Ții minte când mi-am donat tot, am donat noi, Carmen și cu mine, toți magneții și cărțile din casă, am donat, eu am avut o colecție impresionantă de peste 400 de magneți de frigider. Toți i-am donat într-o clauzi nobile. Se poate. Deci poți să faci lucrul acesta. Am avut copii care au venit la noi și au spus așa, vrem să facem o piesă de teatru, că nu avem unde în orașul ăsta. Am vorbit cu șefii mei și au promovat piesele de teatru și am făcut 3 lucruri bune dintr-o lovitură. Noi, ca asociații, oamenii din jurul nostru, patronul meu a avut de câștigat că lumea a venit la piesa de teatru în salon, a consumat un ceai, o cafea. Piesa de teatru a fost promovată și s-au ridicat oamenii din salon, spun, Doamne, o doamnă drăguță, dar n-am mai văzut o piesă de teatru în orașul ăsta de când eram eu mică. Când a fost ultima piesă de teatru în orașul Bicaz? Când a fost ultimul concert în orașul Bicaz? Când s-a întâmplat asta? În decembrie. N-am văzut-o, nu mi-aduc aminte. N-am vrut noi să o promovăm. Pentru că sunt lucruri drăguții pe care noi în spatele la ce vedeți voi în față, avem și alte 10 de lucruri în spate făcute, pe care nu le știe lumea. Eu mi-aș dori să le promovez. Cu dragă inimă, cum să nu? Că și eu aveam multe momente în care nu vreau să arăt lucrurile pe care le fac. Eram la fel de normal ca și tine, ca și mulți alții, sau ca majoritatea. Și a fost momentul în care am hotărât să nu mai fac asta. A venit un click, un moment în care am zis, nu ăsta e modul prin care pot să ajut. Modul prin care pot să ajut, în afară de ajutorul fizic pe care pot să-l dau, material, este și expunerea pe care o am prin lucrurile pe care le fac.
Adică așa poți ajuta prin exemplu propriu. Exact, da? Așa este. Tu acum și eu spunem oamenilor prin exemplu propriu. Eu te-aș ruga să nu mai ai reținere. Haideți să promovăm toate lucrurile care se întâmplă. Nu-i vorba de fală. Dacă vreau să fac fală, facem altfel. Dar nu-i vorba de fală. Lumea să nu înțeleagă greșit că dacă noi promovăm un copil talentat, îl promovăm pentru că chiar e talentat. Asta este, cred eu, din mentalitatea veche, da. Comunistă, în care trebuia să stai cu capul la cutiuță, stai jos, ai doi, nu ridicam, n-ai voie să spui decât când ridici mâna. Și dacă vreau eu ca profesor să te pun pe tine să spui, scuzați, dragi profesori, foști profesori, doamna Dogaru, care mi-e foarte dragă și mătușă și e o minune de fată, doamne, și mie mă poți profesoare. Profesori și așa mai departe, modul în care ați predat era un mod la mod atunci. Acum nu mai e așa. Iar noi am trăit cu asta și foarte greu am scos capul din gândirea asta greșită în care n-aveam voie să spui te iubesc. Spui, n-aveai voie. Vai, să spui te iubesc. Eu scriu. Te rog, am dat și cred că aceeași vorbă, avem amândoi jur. Te rog, spune. Să spui te iubesc celor din jurul tău e atât de fain. Sunt două cuvinte. De ce e așa de greu din gura noastră? Nu e problemă. Te rog. Două cuvinte magice care schimbă multe în lumea asta. Schimbă totul. A spune te iubesc față de familia ta, din mamă, tată, soție, copil, amantă. Nu spui la amantă te iubesc. Nu te luați, nu vă luați după mine. Așa, cuvintele astea două pot să schimbi totul. Cearta între doi buni prieteni, o problemă de replici între cei doi concubini de acasă, între frați. Dar eu spun, am învățat să spun te iubesc, pentru că... Ai învățat? Am învățat, că nu spuneam înainte. Dar cum ai învățat? Pur și simplu m-am autoeducat. Eu pe mine însumi m-am autoeducat. Eu fiind zodia racului, fiind o persoană foarte timidă, timorată, eram introvertit, deci probabil de aia și-a avut problemele din trecutul meu cu alcoolul, excesul de țigări, ca să dovedesc, să arăt lumii că, mă, cine sunt eu? La două beri și patru țigări sunt cineva. Nu eram nimeni, eram tot eu. Ei, altă persoană. Exact. Și am învățat, când m-am oprit din aceste excese, am învățat să spun, măi, dar în loc de spune te iubesc cu mine, nu spun, să-l spun verbal, afară, să-l scot din mine. Și am învățat și îi spun mami te iubesc, pe care eu nu i-am spus în trecutul meu foarte des, sau tatălui meu, sau fratelui meu, familiei mele, prietenilor mei. Și după aia am zis, mă, dar ce chiar e fain să spui te iubesc celor din jurul tău? Cu asta am încheiat cu celebrele două cuvinte magice de te iubesc. Hai să spun și eu ceva ce mi s-a întâmplat în școala generală. Eu sunt stângaci. Mănânc cu stânga, joc fotbal, tenis, piciorul cu mâna stângă. În schimb, scriu cu dreapta. Apropo de metehnele comunismului. A fost legat cu mâna stângă la spate ca să scriu cu dreapta. Mamă! Da. Singurul care m-a lăsat să scriu la școală era domnul profesor Stanciu, regretatul. Dumnezeu să-l ierte, da. Dumnezeu să-l odihnesc, da? Pentru că la desen, desenez cu stânga. Acolo n-am fost oprit. Și de asta spun că partea aia de modul ăla de educație, nu spun că a fost rău, dar a avut unele părți greșite, în care mentalitatea colectivă se regăsește astăzi. Da, da, de acord, perfect, de acord cu tine. Puțin care mai scoatem așa capul și mai facem lucrurile ușor diferite. Și atunci, din păcate, suntem diferiți, suntem priviți puțin diferit de restul, pentru că nu-i vina voastră. Deci, doamne, să nu creadă cineva că dau vina pe cineva. Eu vorbesc de peste 40 de ani de comunism în spate, în care robotizarea, că nu existau roboți, robotizarea aia sufletească, ești bun să muncești ca atât că statul vrea să muncești și că statul te vrea să scrii cu mâna dreaptă, încât la un moment dat îți pot face niște treburi cu tine însuți în viață, să suferi de anumite probleme, să le depășești probabil, pentru că statul te vroia perfect atunci, pentru așa vroia. Acum suntem liberi să facem ce dorim, dar haideți atunci să fim liberi către iubire, să fim liberi către ceva frumos, să facem ceva constructiv. Vorbim de orășelul Bicaz. Ce putem face noi cel mai frumos în orășelul Bicaz? Hai să facem un
un loc de a face sport toți. Toți, să mergem toți acolo să facem sport și tot acolo să facem un mare garden party. Cine ar reține? Nimic acum. Statul nu ne reține să facem lucrul ăsta. Ne reținem noi. Hai să nu judecăm pe cei din jurul nostru. Uite că vine problema cu războiul ăsta din Ucraina. Chiar să moare acolo și chiar să imens din mare tragedie. Hai să nu judecăm. Eu am primit replici de genul acesta, apropo. A, dar la bătrânii tăi și copiii tăi, parcă erau ai mei, nu te gândești. Să mor tu, că nu m-am gândit. Ba, da, dar acum urlă în tine patriotismul. Acum trebuiau să vină ucrainienii ăștia, refugiații acestea, să urli patriotismul în tine, că avem oameni săraci în jur, sau cum vine asta? Știi, i-am ajutat. Te-ai uitat pe întrebările mele de a ajuns aici? Nu. Știam. Trebuia să pui o întrebare de genul acesta? Ce lucruri consider că ar trebui făcute în orașul Bicazin? Trei lucruri pe care le vezi făcute urgent în Bicazin. Adică în termen foarte scurt. Ce crezi că ar trebui să fie implementat? Ce crezi că ar trebui făcut ca să se schimbe ceva? Schimbarea clar nu vine imediat. Nu. Dar vine. Eu, unul personal, eu, acum vorbesc eu, Gabriel Noforeanu, nu asociația, când nu-s fetele aici, dar eu aș schimba locația primării într-o altă locație și aș face, în primul rând, locația primării un mare muzeu. Infrastructura turistică. Dom'le, știi că am spus-o acum câteva zeci de minute, stăm pe o mină de aur. Nu trebuie să vină neapărat un om cu idei geniale, nu știu, ca patronul meu să picteze pereți, să facă căsuțe din lemn ca în Germania. Trebuie să fim cu toții, să facem lucrurile astea în buricul târgului. Da, aș promova totul către turism. În primul rând, infrastructura turismului. Turismul. De la drumuri până la... Primăria, da, da, aș face clădirea în sine. Nu, nu am treabă cu instituția, cine e acolo, nu mă interesează. Regală. Da, fosta casă regală, aș face un mare muzeu. După care cred. Te duce să promovezi, să faci... De turism, da. Aș deschide mai multe, aș face fostul hotel, hotelul din orașul Picasso, care era înainte hotel, l-aș face iarăși un hotel, aș mai face... Făcut? E făcut hotel? Habar n-am. E o familie venită din Italia. Păi și de ce nu sunt turiști acolo? Cred că sunt sau știți, probabil cred sunt că și nu știu, da, exact. Ne-au primit cu moșturi acolo, excepțional. Foarte fain, uite, nu știu, tu aici bine când spui și mie idei de astea. Să te duci acolo. Chiar mă, promit că mă duc. Du-te și promovează-i pe oameni. Da, cum să nu, da. Public, te vede o grămadă de lume din oraș, din piață, da, 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 da. Parte, dă mai departe, astfel cum să nu, vai, e o idee genială, e o idee genială. Da. Mai multe... Vreau să vezi niște lucruri senzaționale, dar te-l nu-ți spun. Promit că mă duc, promit. Deci Gabi din Bicaz nu știe lucrul ăsta. Da, voi eu. Mamă, chiar rușinii, dar chiar mă duc, te probin. Uite, zilele viitoare mă duc. Bine că știu ceva ce tu nu știi. Da, uite, chiar din o să oraș. Mă duc. Promit eu că și tu vorba aia. Nu ești acum zonal acum. Deci, uite, chiar o idee bună să mă duc să și am să mă duc, promit. Și eu când mă țin de promisiuni, chiar mă duc. Bun. Și al treilea și cel mai important iarăși parte din mentalitatea oamenilor din jurul nostru să nu mai judece pe cei din lângă ei. Hă, ăla are capră mai bengoasă. Vreau eu capră mai bengoasă că aia alaltă nu-i. Nu, suntem toți niște muritori simpli pe pământul ăsta. Pe scena făcută de Doamne, Doamne. Eu vorbesc din prisma unui fost ateu convins. Eu am învățat să cred în Dumnezeu după ani și ani de lucrat cu mine și încă mai am frustrările mele interioare și apropo de asta, Carmen mă mai oprește din multe ori din treaba asta, căci Crina, v-am spus, e cea mai bună șoferiță, e concentrată pe șoferii. Așa. Mentalitatea de a nu mai judeca. A, de ce ai dat tu pâinii la puturosul ăla? Păi hai să nu mai fii puturos ăla, hai să-i găsim un loc de muncă, că nu vrea. Știu povestea asta, că ăla nu vrea. Știm, dar nu i-am învățat din multe ori să stea fără un job sau să stea să ne ceară nouă bucate de pâine pentru că noi am oferit șansa să nu mai pune grim, apropo cum ai spus și tu, să nu mai spune, o, putoare, nu ești bun de nimic, hai cu mine să măturăm amândoi strada, măturăm împreună și învățăm ușor cu ușor, păi da, mi-e fain să muncesc și mi-e fain să îmi câștig eu singur pâine decât să eu cer la Asociația Oamenilor Simpli, părerea mea și a noastră implicit, cred, probabil sunteți de acord cu mine. Cam despre asta este vorba din orașul Bicaz. Eu aș vedea orășelul Bicaz turistic.
nu știu cât ar merge afaceri gen fabrica sau nu fabrica, nu mă pricep, nu le am. Dar aș promova zona că stăm între două mini de aur, Lacul Roșu cu cheile Bicazului, Barajul Bicaz cu Ceahlău. Deci suntem în apropierea mănăstirilor, suntem în apropierea orașului Piatra Neamț. Orașul Piatra Neamț e foarte fain. Și au fost satii care s-au dezvoltat mult mai bine turistic decât cu orașul Bicaz. La noi ce s-a construit în ultimii 10 ani? Penny Market? Despre ce vorbim? În ultimii 10 ani, a spus, în ultimii 10 ani, Penny Market, când s-a vopsit ultima oară primăria aia, care este monument istoric, zic, sau când s-a vopsit muzeu, fostul muzeu? Ala e într-o conservare până se va găsi o soluție. Și când se va găsi soluția asta? Sper să se găsească soluția aia înainte să cadă. Păi conservele mai expiră. I-am spus, sper să se găsească soluția și să se apuce cineva de el până să cadă. Că păcat! Înțeles că pe interior e cam putre din cauza ciuperci. Am auzit de asta, dar cumva trebuie să se găsească Bogdan o soluție. Ardelean, l-am auzit, pe Bogdan Ardelean l-am auzit că era interesat pentru a rezolva situația asta și am zis că o să facă toate demersurile necesare astfel încât să se poată apuca de el, să transforme ceea ce a fost cândva. Da. Ajungem la o altă întrebare. Pentru mine e ultima. Dar e legată de ce spuneai tu mai devreme. Cum vezi tu situația actuală din lume cu războiul care a început, cu criza asta a refugiaților și o posibilă criză alimentară? Alimentară, da. Și economică. Nu ne îndreptăm către bine. Nu ne îndreptăm către bine deloc. De ce? În primul rând vedem că acolo cei care văd ca noi chiar sunt crimini masă și chiar e un dezastru, chiar sunt orașe bombardate, chiar. Pentru că noi în complexul în care lucrez, noi am primit refugiați și nu numai acolo, am fost în zona Suceava, am fost la Mandache Hotel, am fost și probabil ați văzut mulți dintre voi filmele alea hollywoodiene, că se deschide ușa și era o grămadă de refugiați, mă rog, armii. Noi vedeam asta la televizor, eu am văzut pe Viu peste 700 de oameni stând pe saltelele alea într-o imensă sală luxoasă la un hotel de 4 stele. Vă dați seama ce contrast. Ăia nu aveau nimic. M-am dus, eu m-am îmbrăcat în hainele cu Mickey Mouse și implicit o bună prietenă de-a mea, Andreea, în Minnie Mouse și probabil și Andreea, eu aveam sigur lacrimi în ochi când mă prefăceam că mă joc cu copiii ăia. A fost îngrozitor. Deci, două zile eu n-am fost bun de nimic. Gândiți-vă, cum a spus și Octavian, s-au urcat într-o mașină și au plecat lăsând ceva în spate în care nu știau dacă se mai pot întoarce. Mulți dintre ei de acolo probabil și-au pierdut casă, au pierdut job-uri. Copiii ei nu meritau să stea acolo în primul rând. Trebuiau să se joace, să stea acasă, să plece a doua zi la grădiniță sau la școală. Ani înghețați de școală. Copiii ăia desenau, am avut la complex Adora refugiați, desenau arme. I-am pus să deseneze. Ce puteau? Desenau arme. Psihologic nu e ok așa, în loc să desenezi elefanței, oameni din zăpadă, desenau copii de 4, 5, 6 ani arme. E foarte trist. Ne îndreptăm către rău. Dacă noi nu știm să fim mai umani, pentru că singura rasă de pe planeta asta noastră, albastră, verde, cum e planeta noastră? Albastră, nu? Așa. Sus poziționată suntem noi oamenii, dar suntem feroce. Suntem feroce, Octavian, suntem feroce. Ne prefacem de multe ori să prefacă alții că sunt atât de bun samaritan și în secunda 2 se pot schimba. Suntem atât de, nu știu, spuneau ucrainienii de la cazare de la noi, trăiesc un șoc pentru că rușii înainte de nebunia asta erau frații lor. Își dădeau în cărți, table, să jucau, făceau călătorii. Noi, eu serveam foarte mulți rușii ucrainieni din prisma meseriei mele. Ca apoi, în secunda următoare, să se întoarcă, să se ucidă. Nu contează că nu am eu treabă cine mai tare dintre ei pe acolo. Nu, ne îndreptăm către rău, ne îndreptăm către rău. Dacă noi nu am fi uniți acum, în perioada asta grele, de aia fac din multe ori apeluri. Am deschis bănci de alimente pentru bătrânii aia cu pensia de 4 milioane. Dacă noi astăzi ne gândim numai și numai la noi, numai la noi, pentru că asta să-și vrea de altfel, cum văd în jurul meu, să ne gândim numai la noi, să ne punem acel țol în cap și să nu ne gândim decât dacă am două bucăți de pâine în casă și burtica mea e bine, nu mă interesează de tanti Maria care poate să moară de foame în casă. Nu e adevărat. Hai
să o ajutăm și pe tanti Maria cu două felii de pâini, una de ei, una ție. Nu se exclud una pe alta. Nu se exclud una pe alta. Adică poți să te gândești și la refugiați, poți să te gândești. Exact, dar Doamne ferește, dar cum să nu? Eu... Oricum, România a dat un exemplu frumos. Da, nu, dar am fost printre puținile popoare care chiar, și nu numai pe ucrainieni, dar orice popor, pe oricine probabil ajutam din jurul nostru. Din păcate am demonstrat, din păcate în sensul în care a trebuit să demonstrăm asta într-un moment tragic pentru dintre ei. Da. Dar s-a văzut bunătatea omului românului și dragostea lui față de om până la urmă. Enorm de bun. Noi au sărit foarte mult. Eu asta spun. Ajuta. Hai să nu fim ca mulți alții. Sau hai să fim cum suntem noi. Un popor iubitor, un popor cu frica lui Dumnezeu. Noi suntem chiar suntem oameni buni. Adică și putem să fim buni în continuare și în comunitatea noastră, în Bicaz, de exemplu. Dacă noi știm să fim uniți unul cu altul, automat putem fi buni și automat putem să fim uniți și la vremuri de restriști, asta am scris-o acum recent, și la vremuri de restriști să fim cu toții uniți. Să dăm din bucata noastră o bucată de pâinicele mei puțin norocos ca noi, mai nevoiași ca noi. Știți ce bine vă simțiți, Doamne, deci nu am cuvinte eu cum mă pot simți atât de bine când copiii ăia săraci a mei, plini de bubiții, îmbrăcați subțirii, fără haine, vin la mine, mă îmbrățișează, bineînțeles că eu îi pup și îi iubesc. Îi iau la sânul meu și mergem cu ei, mergem împreună, le ducem, noi mergem, ieșim cu ei în oraș, adică nu mi-e rușine cu ei. Nu mi-e rușine cu oamenii săraci. Doamne, dacă ai ști cum mă așteaptă, ți-am zis, mergeam cu Carmen pe drum, cu colega mea și dădeam un 5 lei, un 2 lei, măi, să uită Dumnezeu la mine, de ce mă văd că știu că eu li dau bani sau Carmen li dă un ban și vin acolo în jurul nostru, noi li dăm, pentru că nevoia de dacă, de cât e de ușor este să-i dai 2 lei, fără să-l înjuri, sau să nu-l înjuri, sau... Și nu măcar să-l înjuri, deci. Eu acum, dacă mă duc în centrul orașului, la noi, la Bicaș, și am nevoie de ajutor de la ei să car ceva, tu știi că primii oamenii ăștia mă ajută. Schimbarea vine din noi. Că putem să ne schimbăm. Deci eu sunt un exemplu că așa da, se poate. Probabil și colegii mele au un așa da. Și așa am format noi o echipă, Asociația Oamenilor Simpli, că de fapt asta e și numele nostru. Suntem simpli. Noi suntem simpli, voi sunteți simpli. Doamna avocat, când ne-am dus și am făcut asociația, v-am spus, păi noi habar nu avem cu ce să mănânc, nu știam cu ce să mănânc cu asociații. Noi eram complet, hai să facem asociații. Ok, hai să o facem. Ce facem noi acolo? Facem asociații. Și cine suntem noi? Niște oameni simpli. Că Carmen vrea alte nume mai frumoase, mai simandicoase, gen Serafim din Sarov sau cum, nu știu. Și citeam, cine e ăla, mă, Serafim din Sarov? Și chiar e o parte comică asta. Și știi că trebuie să dureze 3 luni de zile până îți vine numele ăsta, de la unde se duce numele. Habar n-am nici acum, Carmen, le știi? Și mă sună Carmen, afară nu. Da, fă. Știi cum se cheamă asociația? Deja mă știu, că eu cum-s ghinionist în gândul meu, porniți-mi cu un gând negativ. Serafim, nu știu cum, îngerii, arhanghelii. Nu, mă, se cheamă Asociația Oamenilor Simpli. Na. Zic, bă, frate, chiar așa e. Deci, se poate. Da. Da. Și azi am ascultat părerea unui colaborator de-al meu, venind la Bacău, și îmi spunea exact același lucru, spunea, băi, cele mai frumoase lucruri sunt lucrurile simple. Ah, da. Pentru că noi oamenii căutăm să... Era vorba despre sigla unui produs sau unui firme la care să chinuiau să lucreze, să vadă cum să o facă, să arate cât mai bine. Și un tip pe care îl cunosc foarte bine, el a venit cu ideea și a zis, bă, trebuie să fie ceva, și mie îmi spune tot asta, că îl cunoaște foarte bine. Trebuie să fie cât mai simplu. Lucru simplu este de impact și frumos. Așa este. Nu un popoțânat, nu complicat, nu știu ce. Logo asociației l-a desenat băiatul lui Carmen și cu Carmen într-o seară când stăteau și ei, că băi, ce logo să avem și noi? Carmen spunea, vreau și eu niște aripi, ei aripi avem toți la cap, hai altii. Și pur și simplu a stat ea și s-a gândit cu o inimă în două mâini, cel mai simplu logo posibil. Deci asta e meritul ei, clar, e meritul ei. Carmen, data viitoare trebuie să fii. Obligatoriu vor fi amândouă, că nu, mai gata, nu, obligatoriu. Acum iar m-au lăsat pe mini, deci obligatoriu, tura viitoare, toți trei. Foarte bine. Ce sfaturi dai oamenilor să facă acum și ce îndemn le dai acum înainte de Paște? Eu nu dau sfaturi, eu dau îndemn. Eu spun mereu, părerea mea sau eu în locul vostru aș face că, sau poftim, eu aș vrea să
ne vedem în oraș când ne îmbrățișăm și ne pupăm și ne iubim și spunem te iubesc și că putem da din puținul nostru, că toți suntem oameni cu probleme și eu îmi plătesc facturi și plătesc la facturi din meu venit acru, așa, să fim mai umani și să, mai ales în perioada asta când e foarte greu și că ne bate la ușă un război, e aici în apropiere, dacă stăm și ascultăm mai bine, peste Prut și peste Nistru se aud bombe, se moare, sunt la nici 1000 de kilometri depărtare, e groaznic. Să fim mai umani și mai înțelegători cu noi înșini. Dacă suntem cu noi înșini, cu noi acasă, te pui în pat pe perna ta, băi, ce faptă bună am făcut eu azi. Am trecut pe lângă basălică din centrul orașului, așa am fugă că nu i-am dat 2 lei. Dar oprește-te din fuga ta și dai 2 lei. Nu cât ai face. Sau vezi în fața ta la un magazin o bătrânică își cumpără un kilogram de ceapă. Ai 10 lei, că te gândești să bei o bere. Cumpără-i ceapă la bătrânică, că bere bei tu altă dată, te invit eu la o bere. E atât de simplu, mai umani, mai buni. Eu iubesc chestia asta, să văd oamenii mai frumoși. Am, și acum recent am mai spus-o și o spun și o repet și o voi repeta. Dacă suntem mai buni, iubește Dumnezeu cu adevărat, că El asta și-o vrea. Dumnezeu e iubirii și atât. Deci El este iubirii, nu? Dumnezeu nu urăște, Dumnezeu nu ne dorește dezbinați. Nu ne, noi suntem cei care facem toate lucrurile astea. Noi suntem, și dacă noi nu suntem exemplu, ca și voi, ca și tine, ca și mine, un exemplu de la ieșim din conul ăla de umbră, sau cum băiatul ăla care a făcut cafeneaua și care, n-am uitat, bem venit cafeaua acolo. E dimineața, poți să faci încheierea podcastului la el. Chiar super, el nu știe săracul, deci îl așteaptă pe Liviu. Nu știe și nici nu se vadă, o să vadă în podcast la momentul respectiv. Știi ce frumos e acolo? Seara asta, după ce îl sun eu acum. Știi ce frumos e acolo? Chiar la 10 să ne putem întâlni. Vai, e un băiat bun. Și mai sunt câțiva ca ei, și mai sunt oameni frumoși în orașul pe care eu consider că... Dar de ce trebuie să te emoționezi? Mă faci mie pe adică nu mă emoționez și eu. Da, spunea lucrurile astea un om care a fost ateu. Adică... Da, am fost ateu, spargeam troiții la biserică. Am recunoscut, da, am fost rău. Am fost altcineva, probabil îmi căutam calea. Probabil eram ca oaia pierdută, nu știam ce-i doresc de la viața mea și eram jos undeva. Bine, eu. Dimineața să te întreb fix despre lucrurile astea. Te rog, aceeași chestie voi vorbi. Că am ascultat interviurile pe care le-ai mai dat. Și n-am auzit despre asta. Am spus-o în câteva interviuri, dar probabil lumea nu s-a... E bine să ne arătăm și defectele uneori, știi? Adică defectele. Nu sunt defecte, să te arăți așa cum ești. Da, exact, să spui, chiar să fii tu cum e. A, da, domnule, îmi plac ce să port șosete roz. Așa, și poartă șosete roz. M-am amuzat când mi-ai spus de tipul ăsta. O să-l vezi cum arată. E super, el e total zen. Dacă îți fac o fotografie să vezi cum arată sertarul meu cu șosete... Am de la torturi, Moș Crăciun... Da, și eu am, adică super faini. Toate culorile posibile și imposibile. Doar că la ținuta din seara asta nu îmi permiteam să... A, bine, și nici eu la muncă nu pot să-mi permit. De exemplu, știi când s-au inventat, apropo că după aia ca să așa, măștile alea personalizate, păi nu, ăștia mi-au luat-o înainte, că când a venit pandemia, eu nu știam să port o mască pe față. Culmea, bă, nu știam să port, nu știam cum să pune aia la urechi și o desenam cum... Fetele de la Teodan sau așa, voi știți, puteți să confirmați, să scrieți acolo că e adevărat, așa, îmi desenam cu markerul un zâmbet. Voi vă aduceți aminte, un zâmbet, cu dinți, cu, da, pe cuvântul meu. Fetele de acolo pot să confirme, deci voi, e public, deci mă vedeți, nu mint, că nu știu să mint. Parcă aveam când a început pandemie, că trebuie să caut, să-ți trimit. Poți să te schimbi cu adevărat dacă vrei și poți face oamenii fericiți în jurul tău, pentru că eu sunt un om foarte fericit. Eu am tot ce-mi doresc, adică nu știu, nu-mi lipsește nimic. Am un loc bun de muncă, am prieteni care îmi iubesc, am o familie minunată, am o casa mea drăguță, deci eu sunt un om care cu adevărat pot să spun că sunt fericit, la ora actuală. Am mai spus-o așa cu recent. Cabi, mă bucur. Încheiem pentru seara asta și ne vedem mâine dimineață la cafea. Gata, s-a făcut. Bun, mulțumesc. Gata. Ne vedem mâine. Ne vedem mâine. Gabi, bună dimineața! Bună dimineața! De la bună seara, acum facem bună dimineața! Cafelea, undeva de Steam Cafe, la Liviu. Ți-am spus că mergem la cafea aici. La Liviu în Bicaz. La Liviu în Bicaz. Și după cum vedeți, avem o cafea specială, pe care o savurăm cu drag. Și așa cum am promis, venim să facem încheierea podcastului aici. Bun. Gabi! Te rog!
Știi că discutam de cum putem să schimbăm fețele oamenilor. Deja sunt lucruri în Bicaz care au început să se schimbe. Și aș vrea să ne povestești în dimineața asta, să ne spui tu cazurile acelor persoane, băieți, tineri, fete, oameni care au fost plecați și s-au întors, și fie din alte orașe, fie din altă țară. Ca și în cazul acestui băiețel care și-a deschis propria lui cafenea la o vârstă foarte fragedă, gândiți-vă că el este patron la nici 25 de ani, cu visuri, foarte multe visuri. Și știți cum sunt tinerii din ziua de astăzi? Foarte multe visuri, pentru că tehnologia din ziua de astăzi oferă șansa de a avea visuri și pot fi îndeplinit. Iar copilul acesta a venit cu visul de a deschide o cafenea vintage în Bicaz, într-un oraș prăfuit, ca am vorbit noi aseară, cu ceva nou, cu discuri, cu vinil, cu o atmosferă foarte faină de Cluj, știți, sau din centrul vechi al Bucureștiului. Trebuie promovați acești copii și trebuie să nu li tăiem aripile. Noi, asta ar fi șansa noastră, să vi dovedim că noi suntem cei care îi impulsionăm. Și voi, în aceeași măsură, veniți la o cafea aici. Ca și celălalt băiețel care și-a deschis o frizerie nouă, un Bicaz, tipic britanică, cu tehnica aia modernă. Bei un suc acolo, de exemplu, știu, bei un suc. El e venit din Anglia? El a locuit în Anglia, a muncit în Anglia, copilul, celălalt, acel copil. Livia a făcut facultate. Dacă cum îl cheamă pe... Andrei. Andrei, nu mai știu numele. Aici e Liviu, acolo e Andrei. Acolo e Andrei, da. Așa. Liviu, de exemplu, cel cu cafenea, a făcut facultatea în Cluj, dacă nu mă înșel. Cred, sper să nu mă înșel. Poate spune el lucrul ăsta. Și ne-am întâlnit și mi-a spus: Gabi, vreau să fac o cafenea. Știi, m-am uitat la el, o altă crâșmă deschis în Bicaz. Știi cum e replica? Dar fac ceva nou. Tu ai zis asta? Da, eu am spus asta. El știe. Adică metehnele și mentalitatea învechită există printre noi ăștia de 40 plus. Da, exact, plus. Există. Noi, cum am spus aseară, noi trebuie să ne acceptăm și defectele, și calitățile, și șansa că mai judecăm, că suntem oameni. Trebuie să fim așa cum suntem, nu trebuie să fim altcineva. Ei, dar când am început să-mi spună, vreau cu discuri cu vinil, vreau cu magnezi din frigider. Și eu zic, asta eu, mă, îți dă eu magnezi din frigider. Vreau cu ceva cafele personalizate, ceșcuța pe care bea Octavian, e nouă, e altceva, nu-i acea marcă de cafea pe care o găsiți în orice bar, în orice cafenea, nu, sau la noi la complex. Ei, și a venit cu ceva, nu, și am zis, păi, hai să-l promovăm. Și uite că e ok și se poate, domnule, schimbarea asta în oraș, ușor, ușor, cu pașii aia mici, știți că învățați un copil să meargă primii pași? Ei, așa e și cu Liviu, așa e și cu Andrei, așa e și cu Lavinia, fetița care eu o ador. Ea va ajunge Angelina Jolie a Bicazului, păi știți că eu așa îi spun, jur. Deci e o fetiță atât de frumoasă și mega talentată, mega talentată încât... Ce face Lavinia? Lavinia face piese de teatru. Personalizat, ea scrie piesele de teatru și ea le promovează. Eu așa am descoperit-o, așa am învățat să o cunosc, ea vroia de mult să facă o piesă de teatru, a făcut la noi la complex o piesă de teatru. Promite-mi ceva. Te rog, îmi promit orice. Nu poți să spui orice. Aproape orice. Aproape orice. Așa, da. Promite-mi că la următoarea piesă de teatru ne anunci pe noi. Păi da, bineînțeles că vom face un mare spectacol caritabil, cum să nu-și vei fi invitat onoritic? Mai nou, nu știi? Ei, ba da. Înainte din 1 iunie, ideea mea de bază este, unde am fost noi la Piatra Corbului? Ai văzut sala aia? Ți-aduce aminte că pe vremuri cantina aia a fost plină de oameni? O cunosc cantina aia mai bine decât mulți din orașul ăsta. Și era plină de oameni. Eu, înainte din 1 iunie, vreau acolo să... Am avut prima nuntă acolo, am fost la multe nunți acolo, am avut... Ce facem acolo odată? Am fost la nunți la care nici măcar n-am fost invitat, dar prin spate întotdeauna. Da, ce nunți facem acolo? Și bun, eu am... Și ce revelioane să facem? Și ce revelioane? Și ce oameni și personalități din piatra mea. Eu vreau să aduc chestia asta acolo. Eu, noi, asociația oamenilor simpli, noi, nu eu. Să aducem... Da, hai, noi toți cei care mai... Noi toți. Dorim ceva în orașul ăsta. Noi toți, nu numai asociația, noi toți, noi oamenii care vrem o schimbare. De cazul nostru, noi toți. Și vrem să facem un spectacol caritabil. Noi nu s-a făcut niciodată. S-au făcut spectacole, baluri pentru bătrâni, pentru tineri, pentru oameni cu două degete, cu oameni cu trei urechi. Dar nu s-a făcut un spectacol caritabil în Bicaz. Se poate face. Și vom face cu toții, acum anunț în premier, un mare spectacol caritabil în care vrem să umplem cartinele de oameni cu formații. Cântă pe unii, care știți ce mi-a spus formația pe unii? Gabriel, my brother, Alfred, care e un om minunat. Gratuit vin, nicio problemă. Florile Tarcăului, ați auzit din Marius Lucu? Ansamblul Florile Tarcăului a cântat la Parlamentul din Bruxelles
a câștigat marele premiu la San Remo, sunt prietenii mei. 30 de copii mega talentați, care vă așteaptă să, după pandemia asta, să danseze, să facă ceva frumos. Teodora, fata preotului de la Tașca Centru, tu știi ce frumos cântă fata, eu am avut într-un spectacol la o altă asociație umanitară, în alte spectacole caritare, magnific. Lavinia, care va face o piesă de teatru atunci, acolo, în fața oamenilor. De ce să nu invităm tinerii ăștia să-ți promovezi bucuria lor? Să vine Liviu să dă-i niște desenii. Vom face niște... aceste desenii vor fi date către oameni și, cum se cheamă, donații. Expoziții, expoziții prin donații. Cumva ne gândim noi la toate astea și vă vom anunța. Da, despre asta este vorba. Adică schimbarea începe din noi. Știi data? Nu știu oficial o dată, cred că în mai va fi acest spectacol. În mai? În mai. Adică luna viitoare? Poate chiar în sfârșitul mai, da. Da. Asta se poate face una. Deci două. În premieră ne anunți că va fi un spectacol caritabil? Da, vrem să facem un mare spectacol caritabil în Bicaz. Adică nu mă las, până nu îi lăsăm, până nu vom reuși. Da. Cum n-a fost făcut de mult. Felicitări. Trebuie să fie, dar noi toți datorită vouă, deci să venim cu toții la spectacol acolo, la Piatra Corbului, la restaurant, la cantină, fosta cantină. Se poate face. Foarte frumos. De se poate face. Ce alți oameni pe care îi mai cunoști că s-au reîntors și... Bine, asta nu înseamnă că noi promovăm și noi apreciem și pe cei care au rămas în Bicaz și au dezvoltat diverse activități, business-uri. Da, de la început, frații, adică care n-au plecat niciodată de aici, care au rămas aici. Dar acum noi ne bucurăm și ne focusăm pe ea care mai tine. Patronului meu, frații lui domnul Ionică, frații, copiii lui domnul Ionică, mă scuzați, că dimineață. Copiii lui domnul Ionică, la fel, s-au întors în Bicaz. Eu au fost cu facultățile prin București, cu treburile lor în București, un mare lucru, încă sunt tine. Și promovează turismul prin complexul care l-au efectiv, l-au reconstruit, l-au... Au făcut ce au făcut acolo. Tu da, știi și eu m-am apreciat foarte tare când am văzut că Oana Conur s-a întors în Bicaz. Da, sunt și adică sunt niște oameni extraordinari. Persoane care au nivelul pe care și-l pot dori, au ales să locuiască în Bicaz. Da. Mare plus pentru oraș. Da. Sunt tineri, ei sunt tineri. Puteau să aibă și copiii ăștia, Liviu cu cafeneaua, Andrei, care avea un viitor probabil destul de strălucit în Marea Britanie, Lavinia, care poate are perspective de viitor în alte orașe, mai sper să nu. Puteau să aleagă orașele mari. Cluj, București, oferă niște oportunități de job foarte bine plătite. Dar gândește-te, s-au întors în orașelul ăsta mic și prăfuit. Cum se spune, de la Vinea sper să da. Dar cum sper să da? Sper să da pentru o perioadă de timp, să acumuleze cât mai multe informații, să învețe cât mai multe, să crească și să aducă un plus valoare peste ceva în aici. O să o cunoști. E foarte bine că ea face lucrurile astea. O să o cunoști și... Ei au fost foarte deschis pentru spectacolele ei caritabile, pentru că le face caritabile. Da, domnul Gabi, cum să nu, mai ales pentru copii. Vrem să mergem la Santa Maria, la Orfelina, din 1 iunie. Să sperăm că ajungem să le facem toate proiectele de viitor ale noastre. Să ajungem la orfelinatul cu copii cu dizabilități și acolo nu-i poți duce oricum, pentru că copiii sunt problemele care sunt. Și gândește-te că acei copii nu poți aduce niște oameni care să facă o piesă de teatru, pentru că mișcările bruște pentru ei reprezintă un pericol, să vor teme. Vom face primul teatru de păpuși cu ea. Deci pentru ea e o provocare nouă și n-a spus nu. Și un copil de 18 ani care face lucrurile astea, vorbesc de Lavinia, vorbim de Liviu, care, băiatul de care v-am spus și ieri cu șosetuțele alea roz, ceva de genul acesta, vă poate confirma, care a deschis o cafenea. Nu e ușor să ai o afacere aici, care plătește. Da, băiatul de aici. El e băiatul de care ți-am povestit ieri. Plătește numai întreținere, plătește gunoiul, mi-a spus, gunoiul plătește foarte mult, 5-600 de lei, pentru ce? 3 bucăți de hârtie într-o cafenea mică, crezi că de spațiu aici. Angajaților și așa mai departe. Eu vin cu întrebarea de ce statul român nu se implică puțin. Și nu numai statul român, eu mă refer și la cei din cei care fac ca investiții, primăria, din oricare localitate din România. De ce nu se implică mai mult să ajute acești tineri? Pentru că mie mi-ar place, de exemplu, am o primăriță în zonă, aproape din Tașca, doamna primar, doamna de acolo, care știi că este eroina mea, știi că e o super femeie. Păi eu am văzut-o pe femeia aia cu căști în urechi, în training, vopsindă în centrul comunei. Nu știu dacă era marketing sau ceva, nu mă prea interesează. Și am văzut-o. De ce statul român nu se implică să ajute mai mulți acești tineri, să-i promoveze, să vină, de exemplu, toți cei din guvern să bea cafea la Liviu? Ce fain ar fi! Știi? Hai să spun ceva. Altă întrebare. Te rog. Nu, altă întrebare. Alte întrebări. M-am prins, gata, mai greu cu mine. Nu vreau să intrăm în polemică. Da, nu, am, eu pun întrebări. Și eu îmi doresc așa.
Eu îmi doresc ca toți patronii să plătească taxe cât mai multe. Da? Și îmi doresc ca totodată oamenii care sunt la guvernare, care sunt în administrația publică, acei bani să-i folosească cu cap și da, corect în dezvoltarea țării. Da, corect. Da? Mi se pare absolut normal și de bun simț să gândim așa. Mai departe, nu pot să-i judec și nu despre asta. Te înțeleg perfect. Nu-i judec. Am și întrebări astea ca oricare, dar... Da. Intră frumos acum aici și să știi că e foarte bună cafeaua asta. Eu ți-am spus care e o cafea care Liviu mi-a spus că e o cafea foarte populară în Japonia. Mai este aici dacă vrei și tu cafea. Am băut încă una, nu-i beau. Da? E o cafea simplă, curată și are un gust diferit. Diferit, dar apart, așa, nu știu cum să... Nu știu nici el marfa și cum își ia marfa, dar știu că... Nu, dar și tehnica pe care a făcut-o, o să fie un scurt filmuleț în care aburea acolo și se întâmplau niște lucruri. Și tehnica prin care a făcut-o e o tehnică separată. Dar uite, totodată, de ce te-am întrebat de tinerește? Tinerii care acum au părut și zâmbesc. Da. Până acum a stat afară, nu a vrut să stea cu noi aici. De ce te întreb? Este pentru că vreau să-i promovăm. Și vreau să le luăm. Sunt de acord cu tine. Vreau să le luăm niște interviuri. Sigur că în viitor. Eu sunt de acord cu tine și chiar te susțin din toate punctele de vedere să fii promovați tineretul. Nu știm când. Poate unii oameni judecă. Dai peste lună, două, trei, cinci, dai târziu. Nu, niciodată nu e târziu. Exact. Niciodată nu e târziu să începi o afacere. Cel mai bun exemplu îl dau întotdeauna pe moșul ăla cu barbă de la KFC, care a început KFC-ul la 65 de ani și a devenit popular în toată lumea și până atunci a fost refuzat cu proiectul ăla de peste 100 sau 1000 de ori. Oh, vai! Și da. N-a renunțat. Asta înseamnă perseverența și asta înseamnă să îți dorești și să ai un vis, să-l faci indiferent de vârstă. Despre asta este vorba. Da? A nu renunța nimic. Da. Să fii perseverent. Eu voi fi mereu, promit, mai ales pentru Bicaz, pentru oamenii din oraș, pentru cei care au încredere în noi. Și eu am spus încă o dată, noi spunem încă o dată, mulțumim foarte, foarte frumos celor care ne-au votat anul trecut. În primul rând, am prins încredere mare în noi. Noi am prins încredere mult mai mare în oameni, vorbesc pentru Carmen, mama, pentru Crina Șoferița, pentru noi. Noi vom fi omniprezenți în viețile voastre și în viețile celor din jurul nostru care cot la cot, umărul la umăr, putem face o lume mai frumoasă, o lume aia noastră mică în orașul Bicaz. Merităm cu toți o lume mai bună. Stai. Nu știu cum s-a auzit până acum, o să vedem. Da, uite, cred că e mai bine, uite ce vorbim. Părim la valieră. Uite, stai cu fața către cameră și îmi place chestia asta, ca lumea să te vadă, dar totodată vreau să se așa audă sunetul. Da. Era agățat aici de cafea. Te-am pus acolo ca să mai bea o gură de cafea. Și repet, mulțumim încă o dată pentru că datorită vouă, noi putem schimba mentalități, principii. Nu știu noi dacă putem spune vreodată, nu știu noi ca asociații sau tu ca om, fără ajutorul celor din jurul nostru, cu oameni facem totul. Cu oameni facem totul. E vorba de punând cărămidă cu cărămidă. Cine a plecat? A nostru de ieri. Băiatul Herescu. Mini Herescu, da. Mini Herescu. Da, e prietenul nostru, cel mai bun. Da, asta am vorbit cu el de spectacol. Mi se pare un tip foarte ok. Seara a stat cu noi până s-a terminat interviul. Evident, am avut un restaurant pus la dispoziție pentru noi. Deci el a ținut programul deschis pentru noi. Am de băiatul domnului Herescu. Mini Herescu, adică, Mini da. Herescu, da. Mini Herescu. Persoana care a plecat mai devreme de aici, din fața cafenelei. Și de cei tineri. Și am convenit oarecum amândoi, acum că nu mai e Liviu aici, că vom face un interviu cu acești tineri care și-au deschis câte o mică afacere sau care vor să promoveze teatru sau mici afaceri în oraș, da, caz, diferite, cu un stil diferit, nu cu crâșmele alea pe care... Nu, noi nu vorbim de ei. Da. Ceva diferit, frumos, cum e aici. Într-adevăr, arată diferit, total, față de ce știm. Ți-am spus. Te provoc să-mi spui, trei persoane din oraș, pe care să le invităm, care au ceva de spus despre orașul Bicaz. Despre ei și despre orașul. Da. Uite, domnul Herescu, la care am fost noi ieri, are niște idei buni în cap. El are, vă dați seama, nu e ușor să îți iei o fostă cantină, un mastodon de clădiri,
pe care trebuie întreținută, s-o iei în custodie sau cum a cumpărat-o dânsul sau ce a făcut dânsul locul, nu știu, pentru că are o putere de decizii în picație, este un patron, știi alte lucruri. Patronii mei, de exemplu, s-au întors, Oana Cunor, s-au întors înapoi în bicazul nostru. Au făcut ce au făcut acolo și tu știi prea bine ce au făcut la Complexadora. Coca din bicaz, poftim, prea puținii femei sunt, din păcate, femei antreprenoare în bicaz. Încă la noi masculinitatea predomină ca femei. Sunt cazuri în care femeia trebuie să stai la cratiță și atât. Nu, ea este egală cu noi și noi suntem egal cu ele. Cu este ele. O femeie foarte puternică. Este o femeie puternică. Eu ți-am spus, eu o respect foarte mult pe Coca că ne-a ajutat în proiectele noastre umanitare. Noi avem la Căminul de Bătrâni un bătrân. Îl țin ea acolo, practic, adus dintr-un sat rupt de lume, dintr-un bordei cu șobolan mort în casă, cu probleme grave de sănătate, la ea și acum este super, super bine omul. Ne ajută de foarte multe ori Coca, deci are foarte multe lucruri de spus Coca. Face foarte multe lucruri bune în orașul Bicaz. Eu știu că e și prietenul cu noi, ne auzim. Ea niciodată n-a spus nu la un telefon de-al meu. Ca femeie, că e frumos să vedem. Mi-ar place să vedem o primăriță, domnule, în orașul Bicaz. Nu știu, mi-ar place să văd lucruri frumoase. Tineri ăștia că fac foarte multe lucruri de calitate. Patronii mei cum s-au întors în Bicaz. Mini Herescu, Vlăduț, vorbim de Vlăduț, care are idei super geniale. Care vrea să, el iarăși niciodată n-a spus nu pentru toate treburile care le facem. S-am spus că acolo vreau să facem un spectacol caritabil care să răsune, domnule, în orașul Bicaz, că s-a făcut ceva, s-a desmorțit ceva. Mi-ar place. Trei oameni, am spus. La ei m-am gândit acum, consider că sunt foarte mulți oameni, considerăm că sunt foarte mulți oameni talentați în orașul Bicaz. E bine să deschidem lista și să o avem deschisă. Mereu. Și când prindem oportunitatea să ne întâlnim sau să stabilim împreună, uite, întâlnirile astea unul la unul plac mai mult decât întâlnirile alea pe cu exact, în laptop, fața calculatorului, da. Hai să vedem, merge, nu merge, cum suntem. Le consider mai apropiate. Adică să uităm un pic de pandemie, să ne apropiem, să discutăm, să bem o cafea, un ceai exact. Am băut aseară. Exact. Și aș prefera să fie făcut aici, acasă. Așa e, wow, și eu te susțin. Mi-e mai greu mie, dar tot fiind părinți. Te susțin. Nu există, nu se poate. Cum cheamă? Nu știu, eu nu cunosc pe doamna, ne-am salutat. Nu, doar ne-am salutat. Îmi scap acum numele. Da, cunosc. Ea mă cunoaște, dar nu știu eu. Chiar am zâmbit acum că chiar am râs cu ea dimineața la prima oră, da. Foarte bine. Da. Oricum, mulțumim încă o dată. Noi mulțumim pentru că voi ați avut încredere în noi. Vorbim din perspectiva unei asociații, vorbim din perspectiva oamenilor, fără voi nu am face nimic. Deci noi încă o dată mulțumim foarte și eu și Carmen și Crina. Din păcate ele de ieri ți-am spus că n-au putut să ajungă din probleme personale. Noi mulțumim pentru voi aveți încredere, că voi aveți încredere în noi și că fără voi noi nu am putea fi unde suntem acum. Gabriel, îți mulțumesc foarte mult. Noi mulțumim încă o dată. Mă bucur că m-am detașat de ale mele, de muncă, de stres, de alergătură, de toate lucrurile alea cu care ne-am învățat zi de zi și am descoperit o poveste frumoasă. Oameni simpli, oameni normali. Suntem oameni simpli. Care respirăm același oxigen. Da. Toți împreună. Deci suntem toți... Îi mulțumim încă o dată lui Liviu, care nu-i cu noi, e afară. Și pentru că ne-a pus spațiul ăsta la dispoziție și oarecum l-a ținut și blocat pentru o perioadă de timp. Da. Și țineți cont, e deschis aici de la 7 dimineața, așa că cei care vreți să beți o cafea bună, chiar bună, puteți să veniți aici să-l susțineți. Nu costă enorm. Până în 10 lei costă... Chiar până nu există nimic peste 9 lei. Nimic peste 9 lei. Adică... Cred eu că persoanele care își permit, sunt convins că sunt persoane care da, bineînțeles. Dar acele persoane care își permit să vină să-l susțină, pentru că merită. Doar prin a cumpăra un produs de aici, sau o cafea bună de la el, sau un cappuccino, sau un o apă plată, un Pepsi, orice de aici, îl susțineți pe omul ăsta să meargă mai departe și să-i meargă business-ul mai departe și totodată... Exact. Trebuie promovat, astfel exact. Încât atunci când vin turiști în Bicaz și vor să bea ceva, da? El trebuie promovat pe TripAdvisor, pe lucruri de genul ăsta. Exact, exact. Vine exact. Cineva în zonă și vrea să bea o cafea. Nu trebuie să se oprească. În centrul orașului, la primul stand de cafea cu exact, bănuți. La automat. Nu vreau să spun alte lucruri, că nu vreau să se înțeleagă că am ceva cu cineva. Nu. Când vreți să beți o cafea diferită,
o cafea artizanală, o cafea bună, opriți aici. Pentru că e păcat. Chiar există și loc de parcare. Da. O să trebuie să cred că are și un share location, el aici, și atunci poate să vină lumea să vadă ce înseamnă o mică afacere într-un oraș mic, dar cu suflet mare. Da, da, despre asta e vorba. Noi oricum mulțumim încă o dată. Mulțumim tuturor că ne-ați văzut. Dacă v-a plăcut, lăsați-ne un comentariu. Dacă nu v-a plăcut, lăsați-ne un comentariu civilizat. Dacă aveți păreri, dacă aveți opinii, dacă vreți să facem lucrurile diferit, dacă vreți să vedeți persoane, scrieți-ne. Și dați un share, un like și un subscribe la canalul de YouTube, la pagina de Facebook, da, la pagina lui Gabriel, astfel încât să fim cât mai vizibili și să promovăm prin aceste podcasturi micul nostru oraș. Mulțumim încă o dată foarte mult. Mulțumim și zi frumos. Destin. Uite, aici a pipa lui Destin, de aici a plecat numele de la această da? Da, eu am luat-o dintr-un anticariat din Cluj, mi-a plăcut foarte mult. Și când am luat-o, eram cu un prieten în care ne întâlneam atât de în oraș random, în continuu. Mă gândeam, e ce idee. Mai face Talida? Și am luat și în 15 minute ne vedeam. E o idee că să faci un podcast cu toți copiii ăștia tine. El cu cel de la Barber's Shop, cu Lavinia, cea de care ți-am povestit cu piesă de teatru. Sunt copiii de ăștia care sunt mega talentați. Deci sunt mega. Ăsta care face sport, cum îl cheamă mă pe ăsta? Care au câștigat atâtea campionate și au luat copii cu un handicap și au făcut sport cu ei. Băiețelul ăsta tânăr. În loc să bea ei sau să facă ce fac ei, fac ce... Jâznicați, bicării, ce? Este o idee. Și să ai așa o gașcă cu ei, știi? Dă o notă tare de tinereție, știi? Adică, wow, tu deja ai venit cu o pată de culoare prea tare. Sunt foarte talentați ăștia mici. Ăștia de medii care am grijă. Știi că am filmat acum, nu? Da. Și conversația voastră. Foarte. Surpriză, surpriză. Cum te iubi? Ne-am numit tot.